Bună ziua, bună ziua, am revenit luni, dar nu prea bine. Sunt cam supărat așa luni. Că luni e zi așa de plăți, mai multe, din toate facturile acum se adună. E luni, ce să facem, copiii n-au ieșit afară, dorm. Nu dorm, stau în pat. Și Leonardo și Alex. Ce să facă fără? Au copiii grijă să aibă de acum? Ce să facă ei? E și patru ani la Cătrezi. Bună, prieteni, bună, stăm la răcoare. Se uită pe TikTok, cred că. Ca da căldura, mă uit pe TikTok-uri, acolo la zilele străhăi cu ursul, cu Leonardo, cu Alex, s-a rămas să bine, să dătură copiii pe tilibon, băi, era frumos, muzică, prieteni. Da, zic, eu n-am mai fost, am mers cu fata, am mai mers cu copiii și am zis că nu mai merg. Pentru că e prea multă zăpăceală în lume, multă aglomerație, muzică din toate părțile și colo și colo zăpăceală. Am zis că stau acasă și am mai făcut ce am avut, că era duminică, dar n-am făcut cine știe ce. Am făcut așa prin curte, am udat florile. Știu că nu trebuia să fac duminică, dar trebuia să le udăm, pentru că s-au usucat. Puțin curat, mi-am pus benz pentru mus. Expresii au benz. Să vedem dacă se ridesc. Am pus și aici una. Și la ragaz una. La ragaz s-au prins, să nu cadă banda asta în mâncare acum. E plin de mușe. Aici avem fasole verde. Și-am pus apa să fiarbă. Dar nu știu, apa asta e colorată. Oală. Așa vine apa pe țăp. De-aia ne îmbolnăvim. Nu-i bună apa, trebuie altă apă de la izvor și la mâncare. Aici avem carne de pui. Nu băgăm tot la fasole. Mai lăsăm pieptul de prăjit la copii. Mai comem puțin aligoarele. Aici avem oase de la fumate, dar așa nu sunt sărate, nu trebuie să le fierbem. Le-am pus un pic în apă. Codițe de porc. Uitați. Codițe. Bine, că le mai spăl din apă caldă, să ia asta boia ce-i pe el, nu știu. Aici avem ceapă, ouă cu bardei, o roșie, dar punem pastă, pentru că roșiile nu prea sunt bune. Hai. Să pun și fasolea, dar mă încurcă banda asta. Luați la ce și mă cu ce? Nu ce apa să avem pe casă, dar facem pe capa prăjeală la casă de. Prăjeală cu pastă, cu roșii. Dar să fie ceapa tocată și părim și mortul. Nu facem ciorbă, că nu vrea să mai încă ciorbă pe căldură.
Și să stric că mai repede ciorba, la fel vin imediat. Originalul, dar este Game Boy făcut după originalul din 1989. Și este foarte tare. Ce faci ăla? Mă joc jocuri pe el. Și de aici se aprinde și poți să-l faci și la televizor, asta e tare. Și mă joc pe televizor. Bravo. Știu că am Switch-ul, dar ăsta eu sunt mai mult un retro, cum să zic eu. Mă joc jocuri astea, nu mă joc. Dar mă duc să-l pun la încărcat. Că da. Trebuie încărcare. A, și aici scrie că nu e modelul original, e plus. E și mai bine. Nu mi se întâmplă să fie toată săptămâna la fel, în ziua, nu știu. Ar fi bine să nu fiu toată săptămâna așa, pentru că sunt întoarsă acum. Mamă, ce mă enervează banda asta. Mă luăm de aici, prieteni, pentru că e urât. E urât. Și așa că o putăm în altă parte. Am zis să fie aici la gara, să plănăm. N-ai cum să fie, ce pe urât. O să pun și canea de cu o fiarbă. O dată cu pasolea. Pe tot o să-l punem între. Mai avem altă care facem, dar punem aici la pasole, pentru că avem mai mulți invitați la mâncare. Dar putea să vină și Alin cu Olga. Nu știu dacă vine Olga. Și face mâncare mai mult acum. Fasolea o avem cumpărată mai de mult, în modul după pungă la frigider și nu am făcut atunci mult, mult, așa, să nu fac multă mâncare. Punem și morcovul ăsta așa, care este făcut așa pe rotund. Mai punem un pic de delicat, care obicei, două, trei foițe de dafin, un pic de piper boabe și un pic de cimbru. Așa punem aici. O să pregătim și o tigaie să fie cu tăjeală, facem tăjeală normală în tigaie și punem peste fasole, când e aproape mai gata. Oasele ăștia le punem mai... Deja ele sunt fete, se mănâncă crude, sunt foarte bune. Când e fasolea fertă și carnea de pâine. Pozițiile sunt bune așa, se mănâncă. Deja sunt pete afumate. Codițele sunt cumpărate, nu sunt de la mine locul. Vedea că apărăm acum.
ca lumea, de facem, de nu ne mai mâncăm deloc. Gata, facem și prăjeala, dar nu punem acum, doar să fie făcută, pregătită în tigaie. Uitați cum e ceapă, morcov, aici fierbe și aici avem pastă de burion. Și o roșie, e o roșie care e, na, o roșie mare, dar nu prea, nu era bună, așa să zicem, pentru mâncare. Doar că era mare, dar în rest, uitați-mi. Și asta e pasta. Aici pregătim să fie făcut pasta. O să facem niște cartofi. Am făcut și prăjeala. Și acum o facem și pentru copii. În gara lor preferată, aici prăjeala făcută, am mulit aia. Facem niște cartofi prăjiți, pentru că n-am mai făcut de mult cartofi la copii. Și la din puțină bucă mică pe ei. Poate după aceea o bucățică de pepe pui. N-am mai făcut cartofi prăjiți, de mult. E ceva timp. Cu care am dat-o pe ochiul celorlalți să facă încet. Aici am pus apă multă, ca să o fiarbă ca lumea. Se fac și cartofii. Am pus și, nu știu dacă m-a arătat că am pus codițele, n-am mai arătat. Dar fierbe așa încet, mai un pic să mai fiarbă și punem prăjeala asta cu morcov, cu călită de toate. Și ardei, ardei ar trebui să-l pună. Punem să fiarbă și el, mai punem la sfârșit ardei. Am înțeles și eu, de la vecă, se pune să fiarbă ardei cu toate. Și puiul și tot. Să faci o vasolică. Vine cumnata mea, Olga, îi fac fasole verde. Fata n-a început să caută pinul ăla, dar mai scos jumări, ce-am mai avea noi pe acolo. Le-a pus pe aici cu frigiderul anumit, vântit, oase. Să mai fac ea niște ciori de afară de la cea unu. Avem și pe depui care fac câteva bucățile, nu mai face mult să usuce și nu mănâncă copiii. Fac așa, cam 5 bucăți. Îl batem puțin cu folie de asta, transparentă. Să le fac așa puțin de tigaie, cu cartofi și cu... Punem brânză rasă așa pe cartofi. Pentru cei mici. Asta e. Ventilatorul ăsta îmi face prea bun, așa, Ioane! Face răcoare, nu mă termin. E Ion aici. Ion e aici, acolță. Îl avem pe Ion aici, om de nădejde. Ia vine! O să o oprim, că nu se poate să batem. Nu se poate zgomot așa. O să opresc acum. O să revenim după ce este făcut, răjit, bătut deja. Păi, dați prieteni, l-am rugat să-i dau ciorbă, are patroana niște ciorbă acolo încălzită, e pe sobă, vedeți? Nu vrea. Avem jumeri proaspete, noi mâncăm jumeri cu ceapă. Eu cu gura mănânc. Dar Leonardo mănâncă jumeri. Lior, uitați ce face. O salată de roșii cu cătăreț, cu apă plată, se face așa. A tucat un castravete, a pus apă plată, uitați că lucrurile. Mai încerc, pe rând. Pune-te aici, duce spală roșia. Aici avem noi carnea ce scoasă patroana. Avea niște linii de aia de vită. Se vede cum sunt. Mai scoasă dincolo. Aici e niște carne de pasăre, cocoș. De mult aveam la ladă. La trebuie fiert afară, dragi la tuci. Dragi prezeni, uitați. Gata cu tâmpenile tale. Gata! S-a apucat să toacă pe aici așa de lângă dozator. Uitați cum a curățat asta, aveți de pâinea lui. Păi așa? Vor face tu pe masă frumos ca oameni sau unde faci? I-am spus să pună ciorbă, să-i dau jumeri, carne, e mai este carne de pui. Se mănâncă, când e cald, se mănâncă... Da. Castravete cu apă, stocat. Cu apă plată? Cu apă plată. Cartofii deja
trebuie să-i scoatem. Pun altă tigaie să facem piese de pui. Să dau la copii. Pentru că nici copii nu mai mănâncă de vreme de dimineață. Cald, e cald. E cald, da. De-aia mănânci tu castravete tocat cu ulei. E 7 grade. Deci patroana a vrut să facă curățenie în lada, lada frigorifică, a făcut curățenie, a scos tot. Mi-a pus în frigiderul al mic o grămadă de jumări, o tavă. Jumări, ce mai era pe acolo așa, era un fond. Ioane, ai timp de vorbi prea mult, pentru că tu ai băut. Nu, n-am o, eu am... Te rog frumos, te rog frumos. Măi, ce gata, ai vorbit un pic, ai explicat ce salată faci, cum o faci. Gata. Dar de ce nu vrei mâncare normală? Nu vrei. Vede că nu vrei. Vreau o salată care îi face lui bine la stomac. Aia e mâncarea lui preferată. Și vedeți, prieteni, că avem și pătrunjelul ăsta care îl punem la fasolică. Și acum punem și prăjeală. Bom, bom, bom. Ioane! Ia să vedem ce continente băgăm pe salată. Are rețetă, nu? Plătim castronașul ăsta de prăjeală tot cu zeamă de la mâncare. Am adunat vasul până și mai face și un vas. Mamă, cum arată acum cu prăjeala, i-a dat altă culoare, altă culoare. Am făcut, am pus pastă roșie, aceea. Dați seama? Deja la de altă culoare la mâncare făcută. Pentru că și facem multă prăjeală, am tocat două cepe. Să-ți pot și cartofii. Este cald, prieteni, aici la bucătărie. Am pus la copii cartofi, au mâncat și pe de pui, n-am mai arătat. Am pus dincolo un salon pentru că acolo este răfare. Aici, de la abur, de la gratiță, se face prea de tot, mă sufoc. Și iar n-am vieț aici. Uitați, prin are și puțin ulei așa de la panceară, vedeți cum e pe ăsta. O să-l lăsăm așa, eu știu, mai cu zeamă, mai așa, ca un fel de ciorbiță, voi ce ziceți? Nici sec, așa. Tot ciorbiță. Am pus acolo cam multă, dar... În ce nu mai faceți gălăgie? Acum... Tocăm și pătrunjelul. Trebuie să termin aici mai fac curat. Cred că are și patrona prea mult să facă și aici. Și scoase aia de pe la lada. Și așa că trebuie să eliberăm bucătăria, facem curat. Și o las pe ea. Să-și facă și ea pofta. Fiecare cu poftele lui. Ea poate gândi și o oiță, ceva, o ciorbiță de burtă, de miel. Ion a vrut să desfacă o sticlă de bulion de ăla, să-și pună peste castravetele la coapă, plată. Și a sărit bulionul peste tot. A mâncat toată curtea, a fermentat, e cald. Și bulionul stând acolo în făișor nu mai e bun. Cam nu era el bun de atunci de până. Am adus din veci, nu prea l-am reușit atunci. Punem și pe așa. Cam ciorbiță e și fasolea. Ciorbiță, asta e. Așa cu puțină zeamă, nu spus. Vedeți? Nu prea are multă grăsime, dar un pic am călit și eu morcovul acela. Și cogițele ăștia, iar văd de fire arătă, ăștia afumate. Sunt niște oase afumate, codițe și carne de pui. Eu zic că arată bine, are și un gust bun. Așa că vă mulțumim și vă doresc să aveți o săptămână, un început de săptămână frumos, liniștit și multă, multă sănătate să aveți. Papa. Pa.